Dacă mergi cu bicicleta, nu contează că e vorba de oraș sau că e vorba de în afara orașului, ai nevoie de lumină, te învăț cum să o alegi. Deci, unde te dai cu bicicleta? În oraș, în afară, pe șosea, la munte? Nu contează. Important este că o lumină trebuie să te facă să fii vizibil și dacă te dai în oraș, e clar că trebuie să fie niște lumini destul de bune. Din experiența pe care o am și vă împărtășesc și vouă, am descoperit următoarele. Că prima dată am încercat un set de lumini care nu erau foarte puternice și asta s-a simțit imediat atunci când am ieșit în trafic pentru că, ce să vezi, șoferii nu m-au văzut. Cu alte cuvinte, am învățat că trebuie să dau mai mulți bani pe o lumină, fie că e de față, fie că e de spate, care, apropo, este obligatorie și polițiștii pot să te tragă pe dreapta să te amendeze dacă nu le ai. Și am descoperit, deci, că trebuie să fie o lumină mai puternică. Atunci când omul se uită în oglinda retrovizoare și e în mașină, să mă vadă. Deci asta înseamnă că lumina de pe față trebuie să fie mai bună. Lumina de pe spate nu e necesară neapărat în timpul zilei, dar e bună să o ai acolo și să sclipocească din când în când. Pe de altă parte, e la fel de bună sau este mai mult decât bună atunci când vine vorba de plimbări în timpul nopții. Deci, poate să fie un set. Un set ca acesta. Nu este un set care are pretenții majore, dar luminile sunt destul de simple. Încărcarea de cele mai multe ori la luminile astea noi se fac prin cablu USB. În cazul de față, ăsta este un set cu acumulatori sau, mă rog, în sensul de bateriile clasice pe care poți să le folosești tu după aceea pentru a le reîncărca. Sistemul de prindere e destul de simplu, ghidon în spate pe șa, deci nu e niciun fel de nimic complicat. Dar ele te ajută să fii vizibil, mai ales lumina de față. Atenție, pentru că tu te plimbi printre mașini. Dacă vrei ceva mai deosebit, să zicem, cu alte cuvinte, vrei să încerci o pădure sau vrei să încerci să mergi și noaptea, e clar că îți trebuie o lumină mai puternică. Ăsta este setul de lumini pe care l-am eu acasă. Ambele sunt cu încărcare prin USB. Prețurile sunt un pic mai multe, se duc spre 80-90 de lei în speță și îți oferă posibilitatea să vezi ceva mai bine. Dar atenție, o să descoperi pe măsură ce te dai cu bicicleta că luminile poate să fie ca la farul, știi? Vezi mai mult sau mai puțin? E bine, tipul ăsta de lumini pe care l-am eu aici te lasă să te dai cu bicicleta noaptea sau pe înserat, dar nu o să vezi foarte mult în față. Atunci când vrei să vezi mai mult în față, e clar că trebuie să ai niște lumini mult mai bune, pe care le-am încercat. De cele mai multe ori am înțeles de la oamenii care se pricep că trebuie să fie pe acumulator extern, trebuie să fie cu nu știu ce fel de LED-uri. E o chestie pe care vă propun să o învățați de la cel care se pricepe mai bine. Luminile pentru bicicletă, un capitol destul de vast. În principiu trebuie să reținem câteva lucruri. Dacă folosim bicicleta în oraș, avem nevoie de o lumină care să ne facă vizibilă în trafic. Dacă avem un spirit aventurier mai dezvoltat, putem să optăm pentru luminile de bicicletă puternice cu acumulator exterior și așa mai departe. Luminile se găsesc sub formă de set, care conține și farul și stopul, sub formă de stop separat, far separat. Există lumini ce se pot încărca cu ajutorul cablului USB, lumini ce folosesc baterii, lumini ce folosesc acumulatori externi. În principiu e recomandat să avem o lumină, indiferent de care ar fi, neapărat în oraș, neapărat în trafic. După cum vă spuneam și mai devreme, dacă vreți să explorați, știu eu, pădurile din jurul capitalei, deoarece suntem în București, puteți să optați pentru o lumină mai puternică cu acumulator exterior. Folosesc tehnologie LED, poți să vă bucurați de o plimbare nocturnă foarte frumoasă. Bun. Alex v-a povestit cam ce ar trebui să aveți în vedere atunci când vă luați o lumină din punct de vedere al omului care se pricepe. Eu închei, dar nu înainte de a vă spune că tipul ăsta de lumini, care sunt serioase, deci sunt și mai voluminoase dacă vreți, sunt alea serioase, alea care îți permit să fii vizibil atât noaptea cât și ziua în trafic, îți permit să te duci cu viteză noaptea pe un drum care e sau nu circulat, asta nu are nicio relevanță. Cu alte cuvinte, când ai niște lumini bune, practic ești exact ca oricare altă mașină în trafic, pentru cei care la rândul lor sunt în trafic. Cam asta ar fi despre lumini, cred că nu mai sunt alte lucruri de spus, iar dacă sunt, vă rog frumos să-mi scrieți acolo jos la comentarii. Dincolo de asta, sunt Daniel Osmanović, vă mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați să vă abonați la canalul meu sau să urmăriți alte clipuri, că n-am avut altceva mai bun de făcut ce am filmat. Numai bine, vă doresc, la revedere!